Bine ați venit pe canalul Mimiha Crochet. Astăzi o să mergem să croșetăm această inimioară splendidă, foarte rapid de făcut. Mie mi-a luat o jumătate de oră. Vă rog să scrieți în comentarii vouă cât v-a luat să o faceți după ce ați învățat schema. Aici sus o să las un playlist și cu alte tipuri de inimioare. Este un tutorial de croșetat pentru începătoare, foarte ușor, pas cu pas. El poate fi folosit ca breloc, ca mărțișor. Este mereu utilă o inimioară. Am avut nevoie să fac una pentru această bunicuță croșetată cu ace, ca pernuță de ace, pe care o să urmeze să fac tutorialul, pentru că este o schemă scrisă de mine după o poză văzută pe Pinterest lucrată în Fetru. Este o bunicuță foarte simpatică, am muncit destul la schema aceasta, de aceea vă mulțumesc tare mult pentru distribuirea acestor tutoriale, pentru că este o adevărată susținere pentru mine. Și am zis că ei să-i punem o inimioară. În tutorialul bunicuței croșetate o să vedeți că celelalte o să aibă altceva în brațe. Haideți la lucru! Acestea două sunt făcute cu alize. Acesta este un bumbac. Iar pentru cromatică, astăzi am ales acest mov, care este de la Yarn Art Jeans, dar la fel o să lucrez tot cu croșeta de 1,5. Ne mai trebuie și umplutură. Acum să vă arăt cum pun eu ața pe deget, mai ales dacă sunteți prima dată pe canalul meu. Și de aici o tensionez foarte ușor. Un inel magic, așa, intrăm în el și prima dată luăm un ochi de lanț, facem un ochi de lanț ca să fixăm acest inel magic. Vom intra în inelul magic și vom face piciorușe în X. Și vom lua cu croșeta pe deasupra. Dacă luăm cu croșeta pe dedesubt, ne vin piciorușele în V. Deci noi piciorușele în X le luăm cu croșeta pe deasupra. Aici să ținem tensionat cât să alunece pe croșetă, să nu fie nici prea strâns, dar nici larg. Și mai scoatem odată. Al doilea picioruș cu croșeta pe deasupra pentru piciorușe în X și scoatem cele două bucle. Un secret. După al doilea picioruș scurt, noi, nu știu dacă la toate se formează la fel, dar la mine acest ochi de lanț rămâne cam larg. Și cel mai bine să îl tragem așa, ca să intre înăuntru, pentru că apoi nu se mai poate trage. Dacă vreți piciorușe în V, bineînțeles că se poate lucra, doar că eu zic că acestea în X strâng mai bine și nu se vede umplutura. Și avem deja 3 piciorușe. 1, 2, 3. 4, 5 și 6. Acum strângem inelul magic care acum este, acum nu mai este. Hai să vedem ce zice legenda. R avem rând ca semne de prescurtare, PS picioruș scurt, NM înmulțire. Adică două piciorușe în același loc, SC scădere. Trecem la rândul 1, care l-am făcut deja. La rândul 2 avem 6 înmulțiri și vom ține 12 piciorușe scurte la final. Acum noi punem un semn, un fir de ață, că este mai ușor, zic eu, decât cu marcatoarele de plastic și vom merge în primul picioruș.
care este aici. Asta este doar acel ochi de lanț de început. Piciorușul nostru este aici. Care, să știți că este mai strâns de obicei decât celelalte. Dacă nu puteți să intrați cu croșeta groasă, folosiți o croșetă mai mică. Și dacă avem 6 mulțiri, intrăm din nou în același loc, luând tot amândouă buclele și facem și pe al doilea. Trecem în al doilea picioruș și facem un picioruș scurt și în același loc pe al doilea. Vedeți că se vede cum intră în același loc. În al treilea picioruș, altă mulțire. În al patrulea, a patra mulțire. Al cincilea, a cincea mulțire. Al șaselea, a șasea mulțire. Să ne obișnuim să dăm ața din interior către exterior și să ne uităm care este următorul picioruș. Da? Deci noi aici am lucrat, ăsta este următorul. Hai să vedem ce avem de făcut la rândul 3. Avem picioruș scurt, înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vom avea 18. Deci facem un picioruș scurt în următorul, în al doilea, facem înmulțire. 1 și în același loc intrăm a doua oară. Este multiplul lui 6 la fiecare rând. Înmulțim câte 6 piciorușe scurte. Al treilea picioruș, picioruș scurt. Al patrulea picioruș, înmulțire. Această secvență o mai repetăm încă de 4 ori. Picioruș scurt, înmulțire. Picioruș scurt, înmulțire. Picioruș scurt, înmulțire. Și a șasea oară, picioruș scurt, înmulțire. Bun. Avem 18 piciorușe scurte. Trecem la rândul 4 și 5. Unde vom face aceste 18 piciorușe scurte, fără mulțiri, fără scăderi. Avem semnul aici și mergem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Am ajuns la finalul rândului și facem un ochi de lanț ca să putem tăia fierul. Da? Noi acum avem aici 1, 2, 3, 4, 5 rânduri, da? Mergem și mai facem încă unul la fel. Am făcut și cel de-al doilea vârf de inimioară și acum trebuie să le unim. Și să găsim o metodă să le unim așa, în sensul că o să folosim câte o buclă doar pentru a apropia capetele. Dăm semnul
Și vom folosi această buclă de la piciorușul, de la ultimul ochi de lanț, ca să intrăm în următorul picioruș și să apropiem mai mult spațiu. Acum nu se va vedea, se va vedea după al doilea rând. Și trecem bucla, o lăsăm în urmă. Ok? Și facem primul picioruș scurt de pe cealaltă parte. Și facem cele 18, dar atenție să numărăm. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și 18. Ne-a rămas acea buclă de la ochiul de lanț și noi, ca să apropiem, hai să facem un truc. O să căutăm să luăm bucla aceasta și să intrăm pe următorul picioruș de pe partea cealaltă, da? Deci, ăsta e lucrat. Noi o să intrăm să facem celelalte 18 piciorușe pe partea cealaltă. Prin urmare, scoatem cu buclă cu tot. Și abia acum terminăm piciorușul. Ok? 18 piciorușe scurte aici. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 și aici 18. Dăm semnul. Și atenție, vă rog, aici, pentru că la unirea acestor piciorușe, vedeți cum se duce primul picioruș, de aproape nu se vede. Să desfacem bine ca să luăm pe primul, da? Și de aia zic să numărăm cel puțin rândurile astea. Bun. Rândul 7, unde facem 36 de piciorușe scurte. Ne vedem la rândul 8. Așa arată inimioara. Atenție la piciorușele de trecere, să le numărăm, să ne iasă numărul, ca să iasă inimioara perfectă. Trecem la rândul 8 și facem 17 piciorușe scurte și o scădere de 3 piciorușe scurte. Nu mai dăm semnul de aici pentru că vom merge în continuu în spirală. Și facem, fiind și piciorușe scurte puține, le numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lăsăm totuși semnul că ne folosește ca ghid. Și acum o să luăm buclele exterioare. Una, a doua și a treia. De la cele trei piciorușe și le scădem. Așa, să nu lăsăm larg și terminăm piciorușul. Bun, acum 15 piciorușe scurte și o scădere de 3. Apoi 14 scădere de 3, 13 scădere de 3, 12 scădere de 3, 11 și așa mai departe. Este simplu.
Acum avem acest picioruș liber. 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 și luăm 3 piciorușe și de aici. La fel, bucle. 1, 2, 3. Și scădem. Să strângem. Și mergem mai departe. 14 piciorușe scurte. Asta e primul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De acum mergem cu ideea că piciorușul cu scăderea de pe rândul trecut va fi mereu pe mijloc. Vom lua mereu unul din stânga, pe cel principal central, și unul din dreapta, invers, din dreapta central și stânga. Da? Asta este principiul din acest moment. Scădere. 13 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ia să vedem, am numărat bine? Da, pentru că cel central este aici. Unul din dreapta, cel central și următorul. Uite așa. Ghici cât urmează? 12 piciorușe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Ia uitați cum se formează și va apărea această dungă pe mijloc. Hai să facem și această scădere. Ok. 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De ce? 11. Scădere de 3. Zece piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Scădere. Da? Ne uităm pe schemă și ea continuă așa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Da? Acum urmează 9 piciorușe scurte. Ăsta e primul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scădere. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Scădere. Șapte piciorușe scurte. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Și ne oprim. Luăm un pix sau ceva cu care noi să băgăm vata. Este un pix de cel obișnuit. Întâi trebuie să facem în așa fel, să se înmoaie puțin lucrarea, că din
Inerție e cam strânsă din prima lucrare, nu? Și facem așa. Facem un gogoloș și îl băgăm într-un umăr. Căutăm să-l fixăm gogoloșul în umărul ăsta, da? Hai să mergem și în numărul celălalt. Acum, umerii sunt plini și restul băgăm aici. Trebuie să o băgăm cât mai bine ca să nu ne se agațe acum cu croșeta. Ținem cu degetul aici și continuăm cu scăderea noastră. De aia facem umplerea înainte de scădere, că e mai larg și intră mai ușor. Și acum 6 pciurușe scurte. Scădere. Cinci piciorușe scurte. 1, 2, 3, scădere. 1, 2, 3, 4. Acum nu mai punem vată decât dacă e nevoie. O umplem prima dată mai tare, că se agață în croșet, este aproape inevitabil în spațiu ăsta așa mic. Și 1, 2, 3. Așa. 1, 2 ne-a rămas. Acum eu recomand acest fel de închidere pentru că am experimentat și asta este cel mai bun. Doar când ajungem la două piciorușe. Acum facem scăderea de 3 și alunecăm cu acest picior. Da? Nu-l închidem, alunecăm. Trecem și prin a patra buclă. Vedeți? Avem aici 4 bucle. Strângem, tăiem firul și atenție! Dacă nu reușiți cu croșetul, puneți ața într-un ac și o coaseți. Dar hai să urmărim aceste bucle de pe margine. Și hai să luăm câte două, că e mai ușor. Cum le luăm? Tot în sensul în care noi le-am strâns. Noi trebuia să croșetăm în continuare, dar pentru a trage firul, noi trebuie să le luăm în sens invers, ca să vină firul cursiv. O să vedeți că se strânge ca la un inel magic. Așa. Ia să le vedem și pe ultimile. 1, 2 și 3. Ok, ia să vedem cum se strâng. Vedeți, am ieșit practic prin aceeași buclă prin care am intrat. Vedeți cum se strânge? Nici nu mai trebuie înnodat, că ăsta nu se duce înapoi. Intrăm pe undeva în așa fel încât să ascundem fierul. Tragem bine. Și aceasta este inimioara noastră rapidă. Uitați ce frumoasă e și ce frumos arată acest mijloc. Aceasta este inimioara noastră. Vedeți că iar nartul este puțin mai gros și a ieșit mai mare decât cea cu alize, cu aceeași croșetă. Vă aștept pe canalul meu să vă înscrieți și să distribuiți pentru a ajuta toate începătoarele să facem lucruri minunate împreună și mai ales pe grupul nostru Croșetez Odată cu Tine. La revedere!